Salutare oameni ai internetului și bine ați revenit la Măcelăria de Fake News, rubrica de pe internet care nu face lumină, dar vă spune despre oamenii care refuză să accepte existența luminii doar pentru că ei nu înțeleg procesul. Și apropo de oameni care au dificultăți în a înțelege procese de orice fel, atențiune, națiune! În lumea conspiraționiștilor au apărut cei care refuză să accepte existența bombelor atomice, negând faptul că acestea există, că ele pot funcționa și chiar negând faptul că acestea au funcționat vreodată, ca de exemplu, nu știu, la Hiroshima și Nagasaki. Aici putem vedea un articol de pe un site de la noi, dar dacă vă apucați să documentați subiectul din perspectiva asta conspiraționistă, veți descoperi sute de site-uri pe care tema aceasta este abordată și toate au în centrul lor teoriile unui anume Anders Björkmann. Omul are și un site pe care își explică întregul crez și foarte pe scurt, el susține că amenințarea atomică este doar o sperietoare pentru lume. Puteți observa că teoria e prezentată pe acest site destul de evaziv, cu formularea, citez, dacă e adevărat, atunci asta e cea mai mare înșelătorie a istoriei. E exact, dar exact abordarea despre care am mai vorbit aici la Măcelăria de Fake News este abordarea oamenilor care pretind că doar își pun întrebări, dar ei își pun întrebări fără a ști absolut nimic despre subiectul aflat în discuție. Revenind însă la bombele atomice care cică nu există, suedezul susține că, citez, Hiroshima și Nagasaki nu au fost distruse de bombe atomice și că, citez din nou, japonezii care trăiau în cocioabe făcute din lemn și hârtie au fost uciși și arși cu bombe cu napalm. Ba mai mult, bombele, spune suedezul, ar fi fost instrumente de propagandă la care toată planeta a pus botul, mai puțin Stalin, care aparent era prea deștept și nu doar că nu a crezut povestea, ba chiar a plusat, inventând și el bombe atomice ale lui. Nu. Deci nu e deloc suspect felul în care din povestea asta singurul care reiese că ar fi super smart și super dandy e fix Stalin. Iar Rusia e statul ăla mișto care nu folosește nicio rublă pentru a păcăli proștii, în timp ce cretinii de americani investesc miliarde de dolari. Nu, deci chiar nu e nimic de văzut aici. Mergeți mai departe, vă rog. E de la roșu? Da. E de la mine. Nu, eu sunt roșu pentru că eu sunt comunist. Björkmann mai susține și faptul că pozele cu norii ciupercă sunt explozii chimice, că deșeurile radioactive au putut fi aruncate împreună cu chimicalele și că teroarea bombelor nucleare a adus trilioane de dolari celor care au orchestrat întreaga înșelătorie. Da, mă, ce să vezi, de fapt, era anul nou perit vechi în Japonia și pur și simplu au degenerat niște artificii. Iar noi, ca niște cretini, am crezut că sunt bombe atomice, pentru că, na, știți cum era atunci, eram și super proști. Noi știam doar de, nu știu, bananele coapte pe dulap. La final aflăm pur și simplu că uraniul nu poate exploda. Bine, sincer, eu cred că uraniul nici nu există. E de fapt conspirația producătorilor de pufuleți, atenție la mine, producătorii ăștia de pufuleți vor să protejeze rezervele de făină de mălai, astfel încât ei să poată controla lumea cu ajutorul obsesiei noastre pentru pufuleți. Asta e singur, da. Cred că îmi fac și un site pe tema asta. Ăștia tâlhăresc pe față România. Eu vă rog să ne menținem într-un ton elegant, civilizat. Într-unul dintre episoadele următoare voi încerca să invit și un specialist cu care să discut pe această temă, astfel încât voi să aveți și argumentele științifice. Până atunci însă puteți observa cum toată teoria asta merge pe o idee deja clasică în conspiraționism. Ia hai să negăm noi un subiect pe care nimeni, dar absolut nimeni, nu ar putea produce dovezi fizice. Pentru că aici, conspiraționiștii ce neagă existența bombelor atomice vor veni și vor spune: a, păi adu-mi o bombă să o văd. Exact așa cum unii, poate chiar aceiași, te-ar pune să-i duci pe lună doar ca să se convingă ei că pământul nu e plat. Cum spuneam, vom reveni asupra acestui subiect. Până atunci însă stați cât de cât izolați și foarte, foarte bine informați. Pa, pa!